Bine v-am găsit, prieteni, la un nou episod din seria transferurilor. Mutările post-mondiale au demarat și în ultimele zile s-au înregistrat câteva transferuri foarte interesante. După cum spuneam în clipul anterior, această perioadă de mercato a iernii se anunță a fi una mult mai aglomerată decât în mod firesc, întrucât Cupa Mondială a ridicat în trending mulți jucători interesanți și în jurul cărora se vor învârti cluburile mari. De asemenea, tot în această iarnă vom afla noua echipă a lui Cristiano. Vă mulțumesc că sunteți aici, vizionare plăcută și sărbători călduroase! E oficial că Cody Gakpo semnează cu Liverpool pentru o taxă de 42 de milioane de euro plus adaosuri în calitate de bonusuri, în valoare de aproximativ 10 milioane. PSV Eindhoven a comunicat la nivel oficial că actele au fost semnate și că începând cu 1 ianuarie Gakpo devine jucătorul lui Liverpool. Cormoranii au o lună ianuarie încărcată și pe fundalul lotului avariat din cauza accidentărilor, sosirea batavului de 23 de ani este fix în fix potrivită. După un mondial uluitor, wingerul stânga, care mai poate evolua atât pe post de playmaker, second striker sau chiar vârf, vine pe Anfield pentru a completa ultima piesă dintr-un trio promițător, de care cei de la Liverpool își leagă speranțele de viitor, Gakpo, Diaz, Nunez. Dar să nu uităm că Jurgen Klopp mai are la dispoziție și eroii imaculați, Salah și Firmino. Chiar și Jota e așteptat să revină în zilele următoare. Ce potență ofensivă se conturează la Liverpool. Sunt convins că această echipă va arăta un fotbal impresionant în partea a doua a sezonului. Transferul lui Gakpo demonstrează grandoarea cormoranilor și printre rânduri. Asta în contextul în care rivalii de la United la fel l-au dorit pe atacantul olandez. Și Real a manifestat un interes concret în ultima perioadă. În actualul sezon, pe lângă superbele evoluții de la Mondial, Cody Gakpo a totalizat 24 de meciuri pentru PSV, în care a marcat 13 goluri și a livrat 17 pase de gol, adică 30 de acțiuni decisive în 24 de partide. Pur și simplu wow! Contractul lui Gakpo cu Liverpool va fi valabil pe un termen de 5 ani și jumătate. Încă un tânăr winger care putea ajunge în Premier League era ucraineanul Mihailo Mudrik, dar oferta celor de la Arsenal în valoare de peste 60 de milioane de euro a fost respinsă de boșii lui Shakhtar Donetsk. Potrivit celor de la The Guardian, ucrainenii ar pretinde la un pachet general al transferului în valoare de aproape 100 de milioane de euro. Mudrik însuși a dezvăluit anterior că își dorește să semneze cu Arsenal, iar luni seara a confirmat acest lucru când a împărtășit într-o poveste pe Instagram momentul cum a urmărit meciul lui Arsenal împotriva lui West Ham. Întrebat despre asta, antrenorul principal al Tunarilor, Mikel Arteta, nu a vrut să comenteze. Făcându-se vizibil în sezonul trecut, dar urcând la un nou nivel în actualul, în opinia mea, Mudrik a fost unul dintre cei mai spectaculoși tineri jucători din faza grupelor Champions League. Ucraineanul a înscris goluri fabuloase, a încântat prin capacitatea sa de dribling contra unor echipe precum Real Madrid sau Leipzig și a înregistrat cel mai rapid sprint al sezonului. Mbappé și-a prins o țigară în colț. După grupele Ligii Campionilor, cota lui Mudrik a crescut de la 15 la 40 de milioane de euro. Ceva mai devreme, Arteta a confirmat că ținta principală pentru perioada curentă de mercato era fulgerătorul atacant ucrainean de 21 de ani. Se conturează încă o carieră pusă sub pericol de mercantilismul patronilor. Dacă Mudrik a impresionat în Champions League, atunci unul dintre cei mai interesanți tineri jucători din grupele Europa League a fost Ola Solbakken. Și el un tânăr winger care seamănă la aspectul fizic cu Mudrik și la fel a sclipit într-un tricou portocaliu. Solbakken a părăsit-o pe Bodo Glimt și a semnat cu AS Roma liber de contract, acordul fiind valabil până în 2027. Vin aici să învăț lucruri noi și să mă perfecționez. Vreau să arăt de ce sunt capabil. Fanii Romei sunt cei mai tari și abia aștept să-i reprezint. Vârsta și proprietățile lui de a progresa rapid ne fac să credem că este o achiziție bună pentru viitorul nostru. Multe cluburi l-au dorit, dar ne-a ales pe noi, a declarat directorul sportiv al romanilor Thiago Pinto. AS Roma e la 3 puncte de zona Champions League și își continuă parcursul atât în Cupa Italiei cât și în Europa League.
Deși nu a fost printre liderii Canadei la Cupa Mondială, Ismael Kone este unul dintre primii jucători de la Mondial care prind un transfer în această perioadă de mercato. Numit acum câteva zile cel mai bun tânăr jucător al fotbalului canadian, mijlocașul central de 20 de ani cu origini ivoriene semnează cu Watford pentru 8 milioane de euro și devine astfel cea mai scumpă vânzare din istoria clubului Montreal. Și încă un tânăr jucător care părăsește această formație în ianuarie este mijlocașul american George Mihailovici, cu origini sârbe, care a semnat cu AZ Alkmaar locul 4 din Olanda pentru 6 milioane de euro. Cu 12 goluri și 7 asisturi, Mihailovici a fost unul dintre cei mai buni jucători ai sezonului din Major League Soccer. Și presa americană, precum și oameni din așa numitul soccer, i-au sărit în apărare după ce Greg Berhalter nu l-a inclus în lotul pentru Cupa Mondială. La o emisiune încă de dinaintea transferului la AZ, fostul internațional american Charlie Davis s-a spus că Mihailovici e un jucător care are nevoie urgent de un transfer în Europa. Și iată că acest lucru s-a întâmplat. Am acordat atenție acestei mutări pentru că AZ Alkmaar arată foarte bine în actualul sezon și el a doar 4 puncte de Feyenoord, care conduce oarecum surprinzător în Eredivisie. După ce a anunțat că o părăsește pe național, mulți dintre noi am sperat să-l vedem pe Luis Suarez revenind în Europa. Dar superlegenda uruguaiului se pare că nu va părăsi continentul sud-american. El Pistolero ar fi bătut palma cu echipa braziliană Grêmio în vederea unui contract pe 2 sezoane. Ultimele detalii urmează să fie finalizate, iar din ianuarie atacantul de 35 de ani va deveni jucătorului Grêmio, garantează presa braziliană. Informație întărită ulterior de italianul cu telefonul la ureche. Noua echipă a lui Suarez a promovat în Liga Superioară din Brazilia după ce a retrogradat rușinos în 2021. Grêmio este unul dintre cluburile de tradiție ale fotbalului brazilian și are în prezent în componență jucători precum Lucas Leiva, în trecut mulți ani la Liverpool, Lucas Silva, în trecut la Real Madrid și Marseille, sau Bruno Vini, fost jucător la Napoli. Singura ofertă concretă pe care a mai avut-o lui Suarez a fost din Arabia Saudită. Audită. Păcat! Nu stă locului nici celălalt lui Suarez, columbianul de la Marseille. Deși a început promițător sezonul cu o dublă în prima etapă din Ligue 1, atacantul de 25 de ani a pierdut mai toate șansele de a prinde minute după transferul lui Alexis Sanchez, care a fost titular meci de meci și s-a descurcat foarte bine. Suarez nu o părăsește de tot pe Marseille, plecând sub formă de împrumut până la finalul sezonului la Granada, echipă de la care era adus în vară pentru 10 milioane de euro. În cele 11 meciuri ale sezonului, Suarez, columbianul, a înscris pentru Marseille 3 goluri și a dat o pasă de gol. După despărțirea de Cristiano Ronaldo, a devenit evident faptul că Erik ten Hag va aduce un nou atacant în această perioadă de mercato. Tehnicianul olandez chiar a vorbit despre acest lucru. În ultimele zile au apărut mai multe teorii despre cine va fi noul vârf de pe Old Trafford. Două dintre candidaturile discutate sunt chiar doi portughezi, João Félix și Gonçalo Ramos. Félix a fost pe radarele diavolilor roșii încă de pe vremea în care a evoluat la Benfica. Atacantul portughez de 23 de ani este într-o relație foarte rece cu Diego Simeone, care literalmente l-a blocat pe Félix în prima parte a sezonului. În aceeași vreme, patronul lui Atletico, Gil Marin, a declarat că intenționează să-l vândă pe Félix pentru a acoperi golurile în buget care au apărut după eliminarea din grupele Champions League. Totodată, boșii de la PSG au anunțat că nu au vreun interes față de Félix, deși anterior s-a vorbit despre un posibil transfer acolo, chiar în această iarnă. Chelsea, Arsenal și Aston Villa la fel sunt interesate de serviciile portughezului. United, la nivel de conducere, este dispusă să-i ofere lui João Félix șansa de a-și relansa cariera, alături de colegii lui din naționale, Bruno Fernandes și Diogo Dalot. De partea cealaltă, Gonçalo Ramos e dorit la United chiar de antrenorul Erik ten Hag, dar Rui Costa, directorul sportiv de la Benfica, susține că Ramos va pleca numai dacă va fi acoperită clauza de reziliere în valoare de 130
3 milioane de euro. Un alt candidat pentru a ajunge la United în această iarnă este Jonathan David de la Lille. Însă atacantul canadian a declarat recent într-un interviu pentru Voix du Nord că nu dorește să plece de la Lille până nu doboară recordul de goluri al lui Hazard. David mai are nevoie de doar 9 reușite. Și încă o variantă apărută în presă e Victor Osimhen. Însă mă îndoiesc că nigerianul o va părăsi pe Napoli într-un moment de progres continuu. Voi pe cine vedeți ca fiind cel mai potrivit atacant pentru United?